Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem la Agenda Publică, în platoul Informația TV. Alături de mine se află domnul Ciprian Costea, doctor în economie, domnul Costea este de la PNL, domnul Ionuț Oneț, vicepreședinte PSD Satu Mare. Bună seara, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Ca de obicei, doamnelor și domnilor, începem cu o scurtă revistă a presei, Informația Zilei, Cotidianul Județului Satu Mare, câteva titluri din numărul de mâine. Guvernare prin rotație este titlul editorialului semnat de domnul director Dumitru Păcuraru, editorial pe care puteți citi în numărul de mâine al cotidianului Informația Zilei. 5 primari sătmăreni iau lecții de împădurire în Macedonia, doamnelor și domnilor. Guvernul a aprobat un steag propriu pentru municipiul Satu Mare. Domnule Costea, guvernul PNL aprobă un steag pentru municipiul Satu Mare în condițiile în care consilierii locali din Satu Mare, consilierii PNL, au votat împotriva acestui steag. Nu este cel mai important subiect de dezbătut. Eu doar pot să spun că și la nivelul municipiului Satu Mare ar fi subiecte mai importante de abordat, cum ar fi, de exemplu, anumite numiri în Consilii de Administrație, modul în care se derulează investițiile, dacă se respectă scadențarul și așa mai departe. Guvernul a aprobat ceea ce Consiliul Local a aprobat și a ajuns în conformitate cu procedurile din România pe masa Guvernului pentru a avea o aprobare finală, astfel încât să devină un steag oficial. Iată că de astăzi avem și un steag, am rezolvat o mare și fulminantă problemă a municipiului Satu Mare. Să vă reamintim, domnule Costea, că sunteți la guvernarea județului și a municipiului, reședință de județ? Nu trebuie să-mi reamintiți, știu foarte bine. Ar fi bine ca și unii colegi să-și mai aduc aminte din când în când de acest aspect și să tragă direcția priorităților înspre sensul care contează cu adevărat pentru toți sătmărenii. Da, doamnelor și domnilor, să mergem mai departe cu această scurtă revistă a presei. De la începutul pandemiei în Satu Mare au murit 637 de persoane din cauza COVID, doamnelor și domnilor. O persoană a condus cu 142 de kilometri pe oră într-o zonă în care limita de viteză era de 50 de kilometri pe oră. Recomandările polițiștilor pentru deplasări în condiții de ceață și festivitate la Muzeul Județean Satu Mare sunt câteva titluri din numărul de mâine. Detalii despre aceste subiecte puteți afla din cotidianul Informația Zilei de mâine. Pentru telespectatorii din Sălaj avem Graiul Sălajului, acesta este numărul de astăzi. Se conturează o mare majoritate parlamentară pentru noul guvern, este principalul titlu din Graiul Sălajului. Telespectatorii vorbitori de limbă maghiară din județul Satu Mare se pot informa din Frișuișag, este cotidianul de limbă maghiară al județului Satu Mare și, ca de obicei, doamnelor și domnilor, două ziare naționale, Adevărul, Cătălin Țucurean, cercetător în imunologie și vaccinologie la Institutul Cantacuzino, aduce o veste surpriză. Doza 3, imunitate pentru câțiva ani, așadar, este o veste foarte importantă pentru toți cei care s-au vaccinat cu primele două doze și urmează să se vaccineze cu a treia doză. Și Jurnalul Național, doamnelor și domnilor, Klaus Iohannis de 5 ori fericit cu un guvern PNL-PSD. Acestea fiind spuse, și în această seară vă îndemn să citiți ziarele, deoarece acolo găsiți știrile corecte. Domnilor, vă propun să începem cu ședința de guvern de astăzi. A fost suplimentat bugetul Ministerului Sănătății. Despre ce este vorba, ne spune ministrul interimar al Sănătății, domnul Ceche Otilo. La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre de guvern privind aloncarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății.
Este vorba despre o sumă de 332,5 milioane de lei, din care Ministerul Sănătății urmează a întreprinde următoarele demersuri. În primul rând, 120 de milioane din această sumă vor fi alocate pentru continuarea achiziției de medicamente necesare în contextul pandemic. Și anume este vorba despre 70.000 de noi flacoane de remdesivir. Vreau să fac specificarea că astăzi avem în stoc suficiente doze din acest medicament pentru următoarele de săptămâni, dar dorim din timp să asigurăm continuitatea tratamentului în spitalele din România, astfel încât după publicarea monitorului oficial, imediat vom începe demersurile de achiziție publică pentru acest medicament. De asemenea, 30 de milioane de lei sunt alocați pentru finanțarea cheltuielor necesare funcționării centrelor de vaccinare. Aici, cu specificația că sumele pe care le-am plătit au acoperit inclusiv cheltuielile funcționării și salariile pentru luna septembrie. Centralizarea datelor se face în fiecare lună în jurul datei de 15, ceea ce înseamnă că în 17-18 noiembrie vom trimite alocările necesare și pentru plata salariilor la centrele de vaccinare pentru luna octombrie. De asemenea, 30 de milioane de lei pentru suplimentarea achiziționării de etichete de masă acordate persoanelor cu schemă completă de vaccinare, această sumă de 30 de milioane de lei și 152,5 milioane de lei pentru continuarea programelor naționale de sănătate și nu în ultimul rând 30 de milioane de lei pentru asigurarea fondurilor pentru decostarea testelor RT-PCR realizate în unități sanitare conform metodologiei aflate astăzi în vigoare. Sunt 193 de astfel de laboratoare care sunt cuprinse în schema de finanțare și sunt finanțate de la bugetul Ministerului Sănătății. Această suplimentare se adaugă la cele două suplimentări anterioare ale bugetului Ministerului Sănătății de la sfârșitul lunii septembrie de 457 de milioane de lei, din care s-au achiziționat medicamente destinate pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2 și pentru asigurarea finanțării programului de terapie intensivă derulat prin bugetul Ministerului Sănătății. Da, domnilor, l-am ascultat pe ministrul interimar al Sănătății, domnul Leoneț, bani pentru vouchere pentru persoanele care s-au vaccinat, bani pentru ATI, bani pentru medicamente, bani pentru programele naționale de sănătate. Știm prea bine, în zilele acestea și nu numai în zilele acestea, Ministerul Sănătății este unul dintre cele mai importante ministere și, din punctul meu de vedere, cele mai grele, mai ales în situația pandemică în care ne aflăm. Mă bucur, pot să spun că mă bucur că a plecat doamna ministru de la USR, de la Sănătate, pentru că a fost un haos total în Ministerul Sănătății. Și am mai spus-o public, domnul Ceche a fost lăudat de primari când la anumite proiecte prin ministrul pe care îl conduce, la Ministerul Dezvoltării și la Ministerul Sănătății. Eu zic că a făcut o figură frumoasă, pentru că el a mai fost, dacă nu mă înșel, în mandatul 2009-2012. Așa că era necesar și este necesar întotdeauna în sănătate să investim bani. Aceste 120 de milioane, dacă nu mă înșel, spunea domnul ministru, pentru medicamente este prioritar, pentru că situația în România nu arată bine din punct de vedere pandemic, din păcate. Și aceste investiții trebuie să vină și acești bani trebuie să ajungă la suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății. Un lucru benefic, sper ca banii să se folosească acolo unde trebuie și în momentul în care va fi un guvern stabil, să facem front comun, indiferent cine va fi în opoziție sau la putere, și să încercăm să aplanăm efectele acestei pandemii care ne-a afectat într-un mod foarte, foarte grav țara noastră și nu numai.
Da, domnule Costea, bani pentru Ministerul Sănătății. Știm că nu se poate face rectificarea bugetară pentru că nu avem un guvern cu puteri depline. Și în aceste condiții au fost luați bani de la, din fondul de rezervă al guvernului și dați la Ministerul Sănătății tocmai pentru a putea fi cumpărate aceste medicamente pentru acele teste, pentru ATI, pentru voucherele persoanelor care se vaccinează? Așa este. În perioada aceasta dificilă și după ce s-a văzut ce s-a întâmplat prin Ministerul Sănătății în mandatele predecesorilor domnului ministru, era nevoie de suplimentarea fondurilor și aș dori să specific faptul că este în ultimele luni, două luni, a treia suplimentarea fondurilor destinate Ministerului Sănătății în această perioadă dificilă pandemică, dar pe lângă acele repere specifice perioadei de pandemie, printre care medicamentele specifice, continuarea campaniei de vaccinare, asigurarea infrastructurii necesare pentru a se putea lupta cu pandemia, se poate vedea că la nivelul guvernului s-au gândit și la alte elemente din sistemul sanitar. Aș dori să specific faptul că o parte din bani sunt alocați pentru achiziția acelui vaccin multivalent care se dă pentru cei nou născuți. Aș dori să specific faptul că se asigură o achiziție pentru următoarele tranșe de doze în speță a vaccinurilor antigripale, pentru că să nu uităm, este bine să ne vaccinăm și împotriva gripei clasice din anul trecut începând. Deci există o paletă largă de bani care s-au acordat pentru Ministerul Sănătății și într-adevăr, așa cum spunea și domnul vicepreședinte Oneț, în perioada aceasta este nevoie ca împreună, indiferent că un partid e la putere sau în opoziție, să înțelegem necesarul important de finanțare al domeniului sanitar. Pentru că situația, o știm cu toții, a fost dificilă și a fost nevoie de o intervenție, dar important este că Partidul Național Liberal și cu cei de la UDMR care asigură guvernarea României interimar în acest moment, în ultimele două luni, a asigurat de trei ori suplimentarea bugetului acestui minister deosebit de important. Dar nu doar în zona aceasta s-au luat astăzi decizii. Și dacă îmi permiteți să vorbim un pic mai larg despre ședința de guvern, pentru că pe mine mă interesează motoarele economiei și ca România să beneficieze de tot ceea ce se poate beneficia în perioada următoare când vom avea atât de mulți bani cât această țară n-a avut niciodată la dispoziție. Doresc să amintesc faptul că în această ședință de guvern de astăzi s-au realizat aprobarea două memorandumuri prin care sunt mandatate Ministerul Investițiilor și al proiectelor europene și Ministerul Finanțelor să semneze cu Comisia Europeană memorandumurile pentru demararea procedurilor aferente în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, astfel încât, așa cum s-a promis, scadențarea acesteia să fie de la bun început pornit, așa cum s-a stabilit, și România să beneficieze de acei peste 3 miliarde de lei bani în avans pentru ca să demarăm toate proiectele în timpul cel mai scurt posibil. Deci, România a mandatat astăzi cele două ministere pentru ca să semneze cu Comisia Europeană documentele aferente. Care ministere, domnule Costea? Că n-au ministri, n-au ministri cu puteri depline, adică sunt miniștri interimari, da, care este, au puteri, dar limitate. Au, dar ei, fiind mandatați de Guvernul României în urma acestor memorandumuri aprobate, vor semna... Guvernul României n-are puteri depline. Vor semna numele României un proiect care a fost aprobat de către Comisia Europeană pentru România, programul acela național de redresare și reziliență, în sumă de aproape 30 de miliarde de euro, care va trebui neapărat implementat și subsecvent va trebui dus înainte și programul acela de investiții Angel Saligny, care, doresc să informez lumea, a fost deja foarte, foarte apreciat de toate administrațiile din România. Există în România peste 3.000 de unități administrativ-teritoriale, care includ și județele și sectoarele Bucureștiului, și în mare parte, cu o mică excepție de câteva sute, mică excepție,
au depus proiecte în cadrul acelui program de investiții național în valoare de 50 de miliarde. Deci, se poate observa clar că cei care s-au împotrivit n-au înțeles deloc mesajul. Primarii, chiar primarii lor au solicitat exact, chiar și primarii lor au solicitat bani și bineînțeles că vor primi, pentru că România, prin intermediul administrației publice locale, va reuși să aducă un grad de bunăstare poporului român în urma derulării și acelui program atât de necesar, care va merge mână în mână cu Programul Național de Redresare și Reziliență, pentru ca să se pornească cu adevărat motoarele economiei cât mai rapid și la maxim. Și o altă treabă care s-a discutat și este foarte importantă, nu pentru Satu Mare, dar pentru economia României, pentru potențarea de creștere a produsului intern brut în această țară, s-au alocat fondurile necesare pentru ca derularea drumului rapid Pitești-Craiova să se realizeze în scadențarul în care a fost convenit și un drum împărțit în 4 tronsoane. S-au alocat banii pentru ca pe tronsonul unde erau niște probleme să nu existe justificări că nu sunt bani. Și de ce este important, foarte important pentru economia României? Pentru că vorbim de cei doi poli de dezvoltare a industriei auto, unde sunt cei doi mari producători de auto din România și care pot genera un plus de peste 1% din produsul intern brut în momentul în care vor avea un drum rapid cu două benzi pe sens, deci 4 benzi pe total, între cei doi poli economici foarte importanți pentru industria românească și care va lega acest tronson și cu viitoarea autostradă care va străbate din zona Piteștiului spre Sibiu, Valea Oltului. Da, domnule Oneț, vorbim de Planul Național de Redresare și Reziliență. Așteptăm bani, să ne vină bani, să demarăm proiectele. Vom vedea câte din acele proiecte propuse, promise, dacă vreți, vor fi și realizate. Dar am văzut că colegii dumneavoastră de partid, liderii PSD, vor să renegocieze acest Plan Național de Redresare și Reziliență. Cred că aici este un punct foarte important și mă bucur că l-ați atins. Cred că de aici pornim și conducerea noastră națională. A început negocierile cu Partidul Național Liberal, chiar pentru această, sau ținând cont de această problemă. Pentru că Programul Național de Redresare și Reziliență trebuie să-l implementăm. Că îl renegociem sau nu îl renegociem, trebuie să beneficiem de acești bani și acești bani se vor automat se va vedea și în economia României. Autoritățile locale, așa cum spunea domnul Costea, prin implementarea programului Angel Salini, care este un fel de Programul Național de Dezvoltare Locală, puțin modificat, este motorul și pornim motoarele pentru investiții care, până la urmă, aduc bani, dacă putem să spunem, să înțeleagă toți oamenii. Ei, într-adevăr, din păcate, cei de la USR, și nu vreau eu să fiu, cum să spun, să comentez din ce cauză au plecat cei de la USR, dar ei nu înțeleg ceea ce înseamnă dezvoltarea României, pentru că în momentul în care vrei să fii sau ai fost împotriva unui program național de dezvoltare, adică tu nu vrei să dezvolți România, înseamnă că nu-ți meriți locul acolo în guvern. Mai mult decât atât, sunt primari, așa cum spuneați și dumneavoastră, vorbim de orașe mari, Timișoara, Brașovul, Alba Iulia, dacă nu mă înșel, oameni care au cerut și știu și sper să înțeleagă faptul că numai prin aceste programe și nu numai prin aceste programe, și prin fondurile europene, dar în special sunt lucruri care nu le poți finanța prin fonduri europene, numai prin aceste programe, și mă bucur că au înțeles și au ieșit public și au cumva au amendat ceea ce au spus conducerea lor de la București și de la USR. Așa că Programul Național de Redresare și Reziliență a fost pilonul principal și prioritar în momentul în care ne-am gândit să începem o negociere cu cei de la Partidul Național Liberal pentru a forma un guvern stabil în cel mai scurt timp pentru a-l putea implementa. Noi, fără acești bani, vă spun sincer, nu știu cum ne vom descurca sau dacă ne vom descurca fără acest program de național de redresare și reziliență. Am înțeles că Polonia are probleme mari pentru a-l implementa. Nu știu exact care sunt problemele. Am înțeles că n-au îndeplinit anumite condiții
pentru implementarea acestui program. Deci toate țările au beneficiat de acest program, dar noi fiind un partid care până la urmă întotdeauna ne-am pus în slujba oamenilor, ne-am gândit că fără implementarea PNRR-ului avem o problemă destul de gravă. Și atunci eu sper, am mai spus-o de foarte multe ori la dumneavoastră în emisiune și nu numai, că factorii politici importanți trebuie să se așeze la aceeași masă și mă bucur că s-a găsit înțelepciunea pentru a începe un dialog. Eu sper că în cel mai scurt timp să ajungem la un consens. Fiecare are doctrina lui, fiecare are un program de guvernare, dar eu sunt convins de faptul că se va putea ajunge la un consens și vom ajunge să putem să începem să aducem bani în România prin acest program, să începem să dezvoltăm România și prin programul acesta de Angel Salini și să vedem care sunt prioritățile României. Nu numai a partidelor sau oamenilor politici, pentru că ne-am săturat de 30 de ani. Sunt foarte mulți lideri ai partidelor care au venit numai pentru interesul propriu sau, mă rog, mai multă expunere au avut pentru un interes propriu. Ascuns sau văzut. Așa că trebuie să încetăm. Mă bucur că președintele nostru, Marcel Ciolacu, al Partidului Social Democrat, a ieșit și a spus: domnule, trebuie să stăm jos, trebuie să analizăm și trebuie să facem în așa fel încât această țară să se reabiliteze, pentru că ați văzut, inflația este, cred că dacă nu mă înșel, la 7,9, a ajuns, ultimii 10 ani nu a mai fost undeva așa de sus. Dacă nu se vor lua măsuri rapide, urgente, cu un guvern stabil, pentru că de acest lucru discutăm, cum spunea și dumneavoastră, sunt multe ministere care au sau n-au miniștri, cum e domnul Ceche, fuge de la un minister la altul, este foarte greu. Așa că eu cred că și în PSD sunt oameni capabili care pot să conducă ministere, și în PNL, și în UDMR, așa că eu cred că putem să ajungem la un consens și să formăm un fel de guvern de Uniune Națională, dacă putem să-l numim așa, și să dăm mâna și să vedem, după mulți ani de zile, să vedem prioritățile României și să le și implementăm, adică să și arătăm și până la urmă trebuie să construim. Că până acum numai ne-am distrus, ne-am certat, lumea este sătulă. Haideți să stăm jos și să analizăm și să facem și să dezvoltăm această țară. Da, domnule Costea, domnul Oneț vorbește de inflație. Dar avem cele mai mari scumpiri din ultimii 13 ani. Sunteți doctor în economie. Explicațiile românilor, cum am ajuns aici, cum vom trece peste această perioadă, pentru că ne așteaptă o iarnă cu facturi uriașe la gaz, la curent. Da. Inflația este unul dintre fenomenele economice cel mai intens dezbătut, nu doar în spațiul României, ci în toate țările. În România există o sensibilitate mai mare, pentru că noi ne amintim cu toții de o perioadă foarte dificilă din punct de vedere economic și social a anilor 90, când am avut niște rate de inflație înfiorătoare față de ceea ce vedem astăzi, peste 100%. A fost o muncă foarte lungă și foarte grea care a stat în spatele autorităților din România și, atenție, nu pronunț doar guvern, inclusiv Banca Națională și, în primul rând, Banca Națională, pentru că prin politica monetară se poate, în primul și în primul rând, controla rata inflației. De altfel, cu mult timp în urmă, Banca Națională a României a decis ca mecanismul care să-l utilizeze în vederea controlului inflației să fie acel mecanism de țintire al inflației, care este și astăzi în vigoare. L-a mai perfecționat pentru că i-a asigurat o bandă plus minus 2% față de ținta stabilită, deoarece factorii economici sunt variabili, nu sunt fixi și nu pot fi cu certitudine maximă prevăzuți sau previzionați. Aș dori să spun că în România este o situație atipică pe care am mai discutat-o datorită faptului că avem deficite gemene. Deficite gemene înseamnă că în același timp avem deficit bugetar și deficit, hai să nu intrăm în toate detaliile economice, comercial. Adică noi importăm mai mult decât exportăm.
La nivel internațional, prețurile materiilor prime au crescut, prețurile energiei au crescut, prețurile gazelor au crescut, s-au scumpit transporturile și așa mai departe. Petrolul s-a scumpit de asemenea. Din petrol facem benzină, motorină, păcură, produse petroliere. Odată ce la nivel internațional aceste produse s-au scumpit, în al doilea rând s-au lungit timpii de tranzit a materiilor prime dintr-un continent în altul datorită faptului că există un deficit de aproximativ 20% față de cerere de containere pentru transportul naval, care este cel mai important la nivel internațional a materiilor prime. Acest factor a mai fost unul în plus care a generat creșterea prețurilor internaționale. Aș dori să spun că noi suntem o economie mult prea mică pentru a influența prețurile internaționale și ținând cont de faptul că avem un deficit comercial, cu alte cuvinte, noi cumpărăm mai mult decât exportăm, noi practic importăm inflație odată cu prețurile pe care le plătim pentru bunurile multe pe care noi le importăm. Ceea ce pe mine mă îngrijorează revenind la cele două deficite gemene nu este deficitul bugetar, pentru că în legătură cu deficitul bugetar avem un calendar bine stabilit cu Comisia Europeană privind ajustarea fiscală, adică revenirea înspre nișa de 3%, fapt care se va realiza începând cu anul 2024-2025, va fi o revenire echilibrată, nu forțată, și de aceea acest subiect nu îl dorim a fi negociat, pentru că în fața partenerilor externi să-ți respecti promisiunile este foarte important pentru tot ceea ce înseamnă stabilitate financiară, așa cum acum agențiile internaționale au crescut perspectiva României de la negativă la stabilă și cealaltă agenție, ca să nu le facem reclamă, au menținut perspectiva stabilă de evoluție a economiei românești, tocmai datorită seriozității primului ministru, care este un economist foarte bun, în ciuda multelor critici care îi se aduc pe nedrept de către unii și de către alții. Bun. Deci noi importăm inflație prin prețurile mari care există la nivel internațional. Și acestea se simt și la nivel de România, pentru că odată ce prețurile materiilor prime cresc, tot ceea ce se produce se scumpește ca și cost de producție. Odată ce prețul de motorină crește, tot ceea ce se produce cu motorina și se transportă cu motorină este mai scump în cost de producție. De vreme ce costul de producție este mai ridicat, ca să nu intrăm în toate detaliile, este logic că antreprenorii vor ridica prețul pentru ca așa să este, se mențină în marjă de profit. Vor face față România acestei situații? Vor face, pentru că s-a luat deja decizii de către Guvernul Partidului Național Liberal privind compensarea facturilor la energie electrică, privind plafonarea prețului la energie electrică, ceea ce este un lucru foarte bun. Se va realiza de asemenea nu o compensare de 33% a prețurilor de gaze, se va sprijini sectorul companiilor, al întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt coloana vertebrală a României, prin diminuarea taxei pe valoare adăugată de la 19% la 5% pentru zona de energie. Se vor elimina tarife reglementate de cogenerare pentru certificate verzi, de exemplu, care nu vor mai fi regăsite în facturile pe care IMM-urile din România le vor plăti. Este foarte important să înțeleagă lumea că s-au luat deja măsuri de către guvernul Câțu. S-au luat măsuri în ceea ce privește facturile, acum, domnule Costea, dar românii vor cumpăra în continuare pâinea, da, cartofii, este, dar fasolea și celelalte produse alimentare pentru cu prețurile ridicate. Ca să intrăm un pic și să ieșim acum din sfera politicii, pentru că Banca Națională este o instituție totală politică. Deja s-a dat un răspuns, un prim răspuns, prin mecanismul de transmitere a politicii monetare, care se numește rata dobânzii de referință, care a fost ieri în ședința Consiliului de Administrație a Băncii Naționale a României majorată, tocmai datorită creșterii inflației. Deci este un prim răspuns pe care în mod oficial Banca Națională îl dă acestui fenomen, dar atenție, inflația aceasta nu este românească. Este o inflație internațională, în toate țările este prezentă. Și mai există o cauză, da, internațională. Toate țările, ce salarii au ceilalți din toate țările, domnule Costea, da, și da, ce salarii au românii? Întotdeauna... Ce pensii au cei de pe alte țări și ce pensii avem? Să vedem și cât e produsul intern brut în alte țări unde sunt veniturile mai mari. Aici este o chestie de corelare. Ne spuneți că produsul intern brut este mai mic la noi din cauza... Din cauza unor factori istorici, angajaților, din cauza factorilor economici, din cauza unei lipse încă a culturii
total antreprenoriale din cauza faptului că nu s-au luat de-a lungul timpului toate deciziile necesare pentru ca sectorul IMM-urilor să fie sprijinit. Acum s-au luat, guvernul liberal a luat și măsurile acelea de sprijinire prin programe specifice IMM Invest, Agro Invest în domeniul agricol, IMM Factor, IMM Leasing și așa mai departe. Acestea s-au văzut, sunt miliarde de lei injectate în economia românească pentru a fi sprijinite companiile și prin aceste produse specifice care au fost gândite și transpuse în practică de către guvernul liberal. Deci noi trebuie să fim foarte atenți în economie, nu-i bine să se inflameze lumea, dar când vorbim de prețul la pâine, la lapte, la carne, la ouă și așa mai departe, vorbim de niște prețuri ale unor bunuri pe care omul le vede în fiecare zi. Și să știți că eu am și scris la un moment dat o scurtă postare ca să încerc să înțeleg, să fac lumea să înțeleagă. La aceste produse care în fiecare zi le achiziționează un om, percepția creșterii prețului este mult mai mare și oamenii se uită la treaba asta. Dar inflația în ansamblu, ca fenomen, înseamnă o creștere generalizată a prețurilor și o scădere a puterii de cumpărare. Dar singura soluție ca să ieșim bine este ca să lăsăm Banca Națională să-și dezvolte politica monetară adecvată și deja a început, atenție, dar foarte noi important. O lăsăm. Dar nu, eu vorbesc în general, lumea să nu se bage în treaba asta. Și în al doilea rând să avem, adică responsabilitate, să avem responsabilitate fiscală din a ne respecta deficitul bugetar pe care să-l ducem încet, încet în calendarul convenit până lângă sau sub pragul de 3% și să luăm măsurile bune pentru economie. Acum, ca și un scurt, nu e secret, dar există deja niște discuții, să știți, între probabil viitoarele partide de guvernământ, inclusiv pentru această zonă economică ce este foarte importantă și care privește sprijinul economiei reale. Și aici sper că, așa se pare, că vor exista puncte comune care vor fi agreate, pentru că mediul de business nu este curios de politică și nu e de ceartă, cum spunea colegul meu. S-au săturat. Oamenii, s-au săturat oamenii în general, doar politicienii nu s-au săturat de ceartă. Da, dar vedeți că lucrurile acum se pare că se duc în direcția în care eu am anunțat-o de la bun început când s-a dat această structură de vot. Trebuie negociere. Nu există un partid care să aibă puterea totală. Dimpotrivă, este nevoie de dialog, de respect și de a se găsi acele lucruri care unesc partidele în ideologiile lor diferite. Pentru că noi nu o să putem avea 100% ideologia celor de la Partidul Social Democrat. Cei de la Partidul Social Democrat nu vor putea să aibă ideologia celor de la USR. Dar asta nu înseamnă că în Germania au guvernat stânga cu dreapta. Așa este, nu, dar nu, acolo nu să știți că una din cele mai importante lucruri... Au guvernat foarte bine. Așa este și eu sper că și la noi se va guverna foarte bine în viitorul guvern stabil al României. Dar atenție, în Germania există un dialog foarte profund cu mediul de business prin acele celebre camere de comerț AHK pe care ei le-au în Germania. Și putem aplica și la și noi avem modelul. De comerț, atenție, e total altceva ce avem noi față de ce au nemții. Dialogul e foarte mare între politică și business în Germania. Da. Cu privire la aceste majorări de prețuri, dacă vreți să vă spuneți punctul de vedere. Da, noi chiar am venit cu cele 10 măsuri pe care trebuie instanțele să le luăm în cazul în care vom ajunge și ne vom înțelege cu cei de la Partidul Național Liberal. Majorarea pensiilor, a salariului minim și alocațiile. Adică sunt legi care trebuie să le punem în aplicare. Adică trebuie să ajutăm românii în situația în care, vedeți, au explodat toate prețurile la mărfurile nealimentare peste 11%. La alimente undeva la 5%, iar la servicii 3,96, mi le-am notat ca să le-am dat date oficiale. Adică trebuie cumva să echilibrăm și să ajutăm românii care, din păcate, o mare parte din pensionarii noștri, dacă putem să privim așa, au undeva la 800 de lei pe lună. Este foarte greu. Am văzut foarte multe reportaje în care spuneau oamenii că renunță la lumină sau renunță la căldură pentru a-ș putea lua medicamente. Este îngrozitor, de aceea trebuie să venim cu măsuri urgente și pentru această categorie socială, pentru că dacă nu vor fi probleme destul de grave pentru a trece această iarnă.
Așa că, îmbinând deci, cu ceea ce a spus domnul Costea, cu măsurile care trebuie să le luăm pentru mediul de afaceri, care trebuie să continue să duduie motoarele economiei, cu aceste măsuri sociale, trebuie să ne îmbinăm, să găsim soluții. Undeva am înțeles că 40 de miliarde de lei în plus s-au încasat datorită creșterii inflației și datorită majorării acestor servicii. Și impactul bugetar ar fi undeva la 10 miliarde pe an cu aceste măsuri, plus 1 miliard pe alocații. Adică am venit și cu argumente clare în ceea ce privește sursa de unde pot veni banii. Deci efortul nu este chiar atât de mare și trebuie să fim alături de oameni, pentru că este o situație delicată, o situație grea. Noi, având doctrina social-democrată, adică aproape de oameni, cred că îmbinarea celor două forțe, cum spunea și dumneavoastră, în Germania s-a găsit o coerență în ceea ce înseamnă guvernarea și numai de acum, de foarte mulți ani. Și se pare că este, din punctul meu de vedere, o guvernare care dă clasă tuturor guvernelor din Europa. Germania chiar este motorul economiei Europei, așa consider și așa este. Așa că trebuie să, așa cum am mai spus, trebuie să avem înțelepciune și să gândim atât pentru oameni cât și pentru mediul de afaceri, să găsim soluțiile cele mai bune și sunt sigur că vom putea împreună să găsim, să găsim cheia succesului, dacă putem spune așa, ca România să revină sau să redevină o forță importantă economică în Europa. Spunea și domnul Costea, dacă nu mă înșel, și de drumul de la Craiova la Pitești. Da, de adevăr, s-a pornit de pe guvernarea, dacă nu mă înșel, PSD, dar trebuie făcută și autostrada care străbate Carpații, Valea Oltului, este foarte importantă. Atunci, da, într-adevăr, am putea vorbi de o continuitate a drumului expres cu autostradă și am ieșit spre vest. Ceea ce deja sunt... ne-am obișnuit să urcăm pe autostradă, să coborâm, iar urcăm, iar coborâm, tot așa, de la Satu Mare până la București. Da, eu cred că prin acest PNRR se pot rezolva multe probleme. Eu am discutat acum un an, dacă mă înșel, sau doi ani, și de-a rândul anilor am spus și de parteneria public-privat, în cazul în care nu există posibilitatea în fondurile guvernamentale sau din fondurile europene să asigurăm aceste investiții extraordinar de mari, dar se poate, eu sper că prin acest program național de redresare și reziliență să găsim soluții, pentru că este, din punctul meu de vedere, este cea mai importantă locație, dacă pot să spun așa, unde trebuie să continue autostrada, pentru că sunt agenții economici foarte importanți care aduc mulți bani la bugetul consolidat al statului român. Da, doar că până să accesăm acești bani din Planul Național de Redresare și Reziliență, trebuie să avem guvern, trebuie să găsiți dumneavoastră înțelepciunea de a cădea de acord. Am văzut că cele trei partide, PSD, PNL, UDMR, s-au blocat la premier. Cele două mari partide, PSD și PNL, fiecare vrea să dea guvernul. Acest lucru a fost, l-a declarat practic la un post de televiziune președintele UDMR, Kelemen Hunor. Din nou vă veți bloca la o persoană, la un om, domnule Costea? Nu. În ultima perioadă vedem că întreaga clasă politică sau o bună parte din clasa politică se blochează pe un om. Nu ne vom pe bloca. Pe un ministru, pe un premier, pe... Nu ne vom bloca, pentru că situația este de astfel de natură în momentul de față încât nu mai este timp de blocaje. Noi, după ce foștii parteneri au plecat de la guvernare aplaudând, ceea ce a fost total ieșit din comun, i-am tot chemat înapoi, haideți, este cale de discuție, n-au vrut să vină. Și iarăși n-au vrut să vină și iarăși n-au vrut să vină. Atunci când ei nu mai vor să vină și țara are nevoie de guvern, atunci înseamnă că acel cuvânt responsabilitate, pe care eu l-am spus că noi l-am avut cel mai mult între toate partidele, trebuie să devină definitoriu și pentru ceilalți care înțeleg
că această țară trebuie să meargă înainte. A avea responsabilitate înseamnă că se poartă niște negocieri mai concrete. Să știți că știrea asta este foarte mult întoarsă în aceste zile, în această zi mai ales, cu blocajul pe un anumit premier. Nu este un blocaj pe un anumit premier, pentru că discuțiile se poartă aplicat pe domenii ca să se găsească acea compatibilizare a viziunilor, astfel încât odată ce există un plan de guvernare conturat, să se poată merge în fața președintelui să-i spune că uite, avem această majoritate și avem această propunere. Propunere care va fi agreată și discutată. După cum s-a transpus și public, există variante diferite, se va găsi persoana potrivită, dar important este ca România să aibă într-adevăr un guvern plin. Atenție, repet, tuturor telespectatorilor, România are guvern și astăzi. Deci nu este o țară neguvernată, dar suntem cu un guvern care are anumite limite în exercitarea mandatului. De exemplu, nu poate să dea ordonanțe de urgență. Dar dacă nu de ordonanțe de urgență, se merge pe circuit parlamentar care durează mai mult până se aprobă o lege ca să fie aplicată. Deci țara nu este total blocată. Este doar o situație constituțională care este prevăzută de Constituția României. Jumătate este blocată, domnule Costea. L-am auzit pe ministrul Educației, Sorin Câmpianu, spunând că dacă nu se face rectificare bugetară, cadrele didactice ar putea avea probleme cu salariile în decembrie. Vedem primarii așteaptă rectificarea bugetară. Am văzut că Ministerul Sănătății a avut nevoie de bani. Deocamdată acolo situația s-a rezolvat, dar sunt alte multe nevoi și solicitări care nu pot fi rezolvate atât de ușor fără un guvern cu puteri depline sau făcută rectificarea bugetară în Parlament. Până la rectificarea bugetară, cheltuielile vor fi asigurate pe aceea structură care a fost asigurată înainte. Deci nu se poate schimba structura de capitole și subcapitole bugetare pentru ca să se realizeze, de exemplu, majorarea bugetelor pe anumite ministere pentru anumite noi programe. Dar aceste rectificări bugetare sunt importante și de aceea este importantă creșterea economică pe care noi, iată, o avem estimată de mai multe organisme internaționale independente. Ultima prognoză făcută de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este estimarea de 7,2% creștere economică pentru România în acest an, ceea ce ar fi un lucru extraordinar. Dar rezultatele deja se văd în încasările bugetare, pentru că cifrele care au fost deja confirmate la Ministerul Finanțelor dovedesc o încasare mai mare cu 40 de miliarde de lei la buget. Și acest lucru înseamnă că economia a funcționat, a existat o conformare, că economia și-a revenit și ca atare bugetul are mai mulți bani pe care îi va putea aloca prin redistribuire ministerelor care au nevoie pentru salarii. Noi majorăm salariul minim pe economie începând cu anul viitor, este deja o decizie luată, se vor majora și alocațiile cu 20%. Întrebarea este dacă deci aceste majorări nu vor duce din nou bună la noi și noi scumpiri. Majorarea salariilor va atenua, cu alte cuvinte, scumpirile și va fi făcut astfel încât pe ansamblu economiei românești să fie peste rata inflației. Dacă nu, cumva producătorii își vor majora și ei prețurile odată cu aceste majorări de salarii pentru a acoperi practic. Tocmai de aceea revin la ce spuneam cu deficitul comercial, care pe mine mă îngrijorează mai mult decât celălalt, pentru că deficitul comercial însemnând importuri mult mai mari decât exporturile, cum poți acoperi necesarul intern de consum? Doar producând prin firme din România, ca să nu mai importi atât de mult. Și de aceea este fundamental să ajutăm economia. Și uitați, acum trecând peste alte chestii, inclusiv sprijinul puterii de cumpărare este important. Pentru că un om care are venituri în creștere își permite să cumpere un pic mai multe produse, dar e bine să urmeze lumea îndemnul, cumpărați produse făcute în România și bunuri făcute în România. Da, să știți că am observat în piață foarte multă lume caută produsele din zona respectivă, din județul respectiv, și în special din țară, domnule Oneț. Vedem că se dorește un guvern mai stufos.
alcătuit din 20-21 de ministere, spunea Kelemen Hunor astăzi. Ne plângem că nu avem bani, dar înființăm ministere. Nu cred că asta este problema numărul 1 a României, că sunt 18, 16 sau 21 de ministere. Eu cred că până la urmă am înțeles că secretarul general al guvernului va fi minister, cât am înțeles, pentru a compensa cumva cine dă premierul, celălalt partid să aibă acest minister. Așa am înțeles eu, pentru că acolo s-a gândit. Nu știu exact să vă spun, nu am fost la negocieri, din ceea ce informațiile pe care le dețin la ora actuală se discută doar pe programele de guvernare. Mâine am înțeles că se merge chiar pe muncă domnul ministru Udăi. Deci se discută concret pe programul de guvernare, după care, desigur, se vor alege și persoanele care vor conduce ministerele. Așa cum am mai spus, sunt oameni cu experiență în toate partidele politice, mai puțin USR-ul, pentru că, har Domnului, nu știu, eu am o problemă cu cei de la USR, pentru că nu au dat dovadă de responsabilitate și numai de acum, întotdeauna. În schimb, eu cred că celelalte partide sunt oameni cu experiență. Noi am înțeles că vom duce din prima linie oamenii noștri, din prima linie a partidului, vom duce pe funcțiile pe ministerele importante pe care le vom negocia. Dar nu cred că este o problemă, așa cum am mai spus, că sunt 21 de ministere. Ideea este să ajungă la un consens, să se înțeleagă, să găsească oamenii potriviți pentru acele funcții, care să dea un randament foarte bun, bun spre foarte bun, și sunt câteva ministere cheie, începând cu Ministerul Sănătății, care din punctul meu de vedere acum este prioritar și important, dar nu numai, dar eu cred că acest minister este foarte greoi la ora aceasta și care am înțeles că va fi asumat de către Partidul Social Democrat în cazul în care vom ajunge la un consens cu partenerii de la PNL și cu cei de la UDMR. Și sunt și multe alte ministere care se discută referitor la funcția de prim-ministru. N-aș putea să vă spun, cred că este o nebuloasă, o necunoscută, încă probabil că cei care se află la negocieri au aprofundat această temă. Am înțeles, nu de foarte mult timp a ieșit domnul Câțu și am văzut declarația dânsului, spunea că se va merge cu o singură propunere de premier. Înseamnă că totul s-a ajuns cât de cât la un numitor comun în ceea ce privește funcția de prim-ministru. Este foarte importantă, cel care va conduce guvernul României va avea și o responsabilitate foarte mare în această perioadă și va trebui foarte multă răbdare și înțelepciune, pentru că vă dați seama, fiecare minister va avea probleme, fiecare va dori să primească bani suplimentari. Așa că în momentul în care vrei să unești două programe de guvernare și să le și aplici și să ai și randament bun în ceea ce privește implementarea lor, trebuie să fii un bărbat de stat și să și reușești. Așa că nu va fi simplu premierul acela care va fi. Până la urmă, să nu uităm și de președintele României, cel care va avea până la urmă ultimul cuvânt. El va fi cel care va nominaliza premierul. Sper să dea dovadă în al 12-lea ceas de înțelepciune și în urma negocierilor care sunt acum și în urma consultărilor pe care le va avea cu partidele politice, să nominalizeze persoana în jurul căreia se va forma o majoritate solidă. Zic eu, dacă se va ajunge la un consens, va fi o majoritate solidă și să se implementeze programele de guvernare, punctele importante care interesează pe români. Acum, funcțiile că unui prim-ministru, unui ministru, nu interesează pe români într-un mod direct. Hai să fim sinceri. Pe românii interesează să aibă o viață mai bună, să, de exemplu, astăzi măsura care am luat-o Parlamentul cu reducerea TVA-ului la lemnele de foc de la 19% la 5%, este o măsură care Partidul Social Democrat a promovat-o și mă bucur că au înțeles și deputații că trebuie să facă acest lucru pentru undeva la 2 milioane, am înțeles, de persoane care vor beneficia de acest lucru. Adică trebuie luate măsuri urgente pentru a trece această iarnă și din martie, dacă putem să vorbim așa, putem discuta și de alte
probleme majore cu care se confruntă țara, dar acum prioritar pentru noi, Partidul Social Democrat, este să trecem cu bine și să treacă românii cu bine această iarnă, pentru că nu va fi o iarnă foarte ușoară, dar sper și cred că cu înțelepciunea de care am dat dovadă Partidul Social Democrat, în momentul în care am stat la masă, pentru că au fost foarte multe discuții, haideți să fim sinceri, să ne ascundem după ușă, au fost foarte multe critici și critici acide din partea unora și altora, dar până la urmă interesul național, și nu o spun doar din complezență, eu cred că trebuie să primeze. Așa cred eu și sunt sigur că până la urmă se vor găsi bărbații de stat de care se tot vorbea și să se ia deciziile. Poate că unele să nu fie chiar atât de ușor de luat sau atât de ușor de digerat de o mare parte din populație, dar până la urmă să luăm măsurile benefice și prolifice pentru această țară, să mergem mai departe, să trecem peste această iarnă grea și după care să dezvoltăm România, pentru că acesta este punctul important, prioritar al Partidului Social Democrat, care a mers la negocieri și mergem în continuare. Sigur că dacă am discutat doar de această majorare a numărului de ministere, probabil că nu ar fi o problemă. Și bine ați subliniat dumneavoastră că probabil n-ar fi o problemă aici doar. Dar, din păcate, am majorat viceprefecții sau cum se numește, subprefecții. Am mai introdus la prefectură încă o funcție, introducem secretar de stat, înființăm ministere, avem pensii speciale. Dacă ne uităm la toate acestea și am renunțat la unele dintre ele, pentru că, credeți-mă, orice județ se poate descurca cu un singur subprefect, nu are nevoie de doi subprefecți. Am ajunge să facem o economie. Eu nu cred că economia cea mai mare s-ar face. Promitem că eliminăm pensiile speciale în campanie electorală. Când s-a terminat campania electorală, am uitat și de pensiile speciale. Nu să le eliminăm, mai înființăm și altele. Acum, haideți să fim sinceri, a fost o chestie de constituționalitate, dacă nu mă înșel, o problemă pe care a dat-o Curtea Constituțională, dar eu cred că este o temă pe care s-a dezbătut foarte mult și aici, în emisiunile dumneavoastră, și care nu s-a mai, nu se mai discută despre aceste pensii speciale. Țin minte că, nu mai știu, USR-ul spunea că într-o lună după ce ajung la guvernare vor elimina pensiile speciale. Hai să fim sinceri, adică trebuie să nu ne uităm după aceste discursuri populiste. Trebuie să vedem ce putem și ce nu putem să facem. Da, într-adevăr, s-au înființat anumite posturi. Eu nu spun că nu s-ar descurca un județ cu un subprefect sau doi subprefecți sau... Cred că se descurcă și cu un subprefect, pentru că până acum un an a fost numai un subprefect în fiecare județ. Dar încă o dată revin și spun, nu cred că aceasta este problema cea mai importantă, dar în cazul în care... Adică problema este că înființăm funcții pentru a, nu știu, a liniști partenerii. Pentru a împăca pe toată lumea, da, înțeleg cum spuneți dumneavoastră. Dar, de exemplu, vorbim de ministere, în cazul în care se atribuie, nu știu, fișa postului cum vine la fiecare funcție pe care ai, dacă se vor stabili direcțiile clare pentru fiecare minister, acum nu pot să spun, de exemplu, fondurile europene, un minister foarte important în momentele acestea și nu numai toate ministerele, dar eu cred că dacă se va da direcția clară și toată lumea își va face treaba, că sunt două, nu am avut cred că și 26 de ministere la un moment dat, dacă nu mă înșel, 26, 27 de ministere, adică dacă își face toată lumea treaba, cu cât împărțești mai mult bucățica sau bucata aia mare, o împărțești la fiecare și dacă și-ar face fiecare treaba așa cum trebuie, și n-ar mai exista funcționarea aia de prin ministere de pe vremea lui nu știu cui, de vreo 30 de ani, eu cred că ar merge treaba. Într-adevăr, sunt funcții politice, secretarii de stat, cum spunea, subsecretarii de stat, dar în rest, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să fie oameni profesioniști, oameni care să se dedice total muncii pe care o prestează în ministerele respective și oameni care ar trebui să vină cu propuneri în fața miniștrilor și în fața secretarilor de stat, care se schimbă, vedeți dumneavoastră, de la un an la altul, de la o lună la alta, se schimbă, că sunt funcții politice. Dar oamenii care sunt în ministere, din câte am înțeles eu de la unii colegi de-ai mei, sunt câteva probleme destul de dificile, ministere cheie. Deci nu numai, vorbim și de transporturi și de alte ministere, adică și acolo ar trebui puțin lucrat.
Eu nu zic că da, nu sunt oameni profesioniști. Nu vă oprește nimeni să nu lucrați este acolo. Foarte greu. Este ca statutul funcționarului, statutul funcționarului public este destul Antes de complex. Nu tot invocați statutul funcționarului public. Dacă persoana respectivă nu își are obiectul muncii, sigur că dacă funcția respectivă se desfințează, sigur că omul respectiv poate fi dat da, afară. Tot la este fel mâna și politicienilor, urma să se vrea. Da. La stat, cum se procedează și la privat. Discuția noastră, practic, a pornit de la negocierile dintre PNL, PSD și UDMR. Vă propun să îl urmărim pe prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, să vedem ce își doresc socialdemocrații. Prima întâlnire de astăzi a fost concentrată pe ceea ce înseamnă lipsa resurselor bugetare într-o perioadă în care statul trebuie să fie alături de cetățeni. Pentru că știm în acest moment și vedem cu toții cum scade nivelul de trai al românilor, iar noi ne dorim să venim cu venituri în plus la bugetul de stat, nu doar să facem cheltuieli. Sigur că ne dorim, așa cum știți și cum am anunțat și până acum, să creștem salariul minim de la 1 ianuarie, să mărim pensia minimă de la 800 la 1000 de lei, să mărim cu 11% punctul de pensie, iar alocațiile să fie conform legii. Pentru asta am venit cu propuneri care vor fi discutate în perioada următoare, pentru a crește veniturile, o să vă răspund la toate întrebările, pentru a crește veniturile statului. Prima dintre ele ar fi cea legată de taxarea luxului, dacă putem să-l numim așa. Și aici este un lucru pe care nu-l inventăm noi. Toate țările din civilizate au o asemenea taxare a luxului. Vrei iaht? Plătești în plus. Vrei mașini de sute de mii de euro? Plătești în plus. E o intenție și vreau să subliniez, nu e niciun fel de impunere, este o intenție pe care noi am declarat-o astăzi, urmând să o detaliem și nu este o condiție pe care o dă PSD-ul. 2. De asemenea știm, tot pentru creșterea veniturilor, că România are cea mai mică rată de colectare la nivelul Uniunii Europene. Este, dacă vreți, un lucru pe care este absolut necesar să-l corectăm. Dacă vreți, putem să aplicăm și soluții pe care văd că le-au aplicat colegii noștri de la sud de Dunăre, că au adus experți străini ca să, și le-au crescut rapid rata de colectare. 3. De asemenea, e nevoie de un efort național pentru combaterea evaziunii fiscale. Este inadmisibil ca nici acum, și acum, la ani buni, vă dau un exemplu, scanerele pe care tot statul român le-a luat stau nefolosite, iar contrabanda este în floare în România. Și 4, să știți că nu suntem de acord cu eliminarea facilităților pentru cercetare, IT și construcții. Da, domnule Costea, l-am auzit împreună pe prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu. Vedem, vor impozitarea, impozit pe lux, cum ar veni, sau cum spuneau ei, pe mari de averi, dacă vreți, majorarea pensiilor, majorarea salariului minim, majorarea alocațiilor, combaterea evaziunii fiscale, vorbea de contrabandă, domnul Grindeanu. Ce părere aveți? Păi, domnul Grindeanu a făcut o precizare foarte importantă că nu există o condiționalitate în aceste negocieri de propunerile pe care dânșii le fac. Și este foarte bine ca aceste aspecte să fie discutate de la bun început, astfel încât peste câteva luni să nu ne trezim că există motive de divergență între partidele principale de guvernământ. Acum, cel mai important lucru pe care dânsul a pomenit se referă la nivelul scăzut al gradului de colectare bugetară, care, trebuie să știe lumea, pornește de la un nivel de fiscalizare mai redus în medie decât la nivelul Uniunii Europene.
În calitate de economist, eu am avut chiar intervenții și în emisiune la dumneavoastră pe această temă. Am spus că nu este exclus ca la un moment dat, în perioada viitoare, să se pună pe tapet o discuție despre o impozitare în trepte progresive a averii, a unor elemente de natura luxului, de exemplu, cum pomenea domnul Grindeanu. Și nu putem elimina această ipoteză pentru că dacă lumea se uită un pic și în alte zone de influență economică asupra României și model, inclusiv dincolo de ocean există astfel de scheme de fiscalizare a unor averi foarte mari. Discuția este clară din perspectiva Partidului Național Liberal. Noi nu suntem de acord să acceptăm cu una, cu două orice creștere de impozit și nu vom accepta. În schimb, în momentul în care vom vorbi de niște elemente care exced un tipar, poate că o discuție se poate purta. Dacă la nivel internațional s-a ajuns la un consens privind o impozitare minimă a corporațiilor la nivel global, care să fie impozitate cu un procent de minim 15% pe profit, de ce noi n-am putea deschide discuții pe zona aceasta? Pentru că în viață, filozofia fiscală se poate schimba, îmbunătăți, respectând consolidarea fiscală de care pomeneam atunci când discutăm de un deficit bugetar care va trebui respectat în scădere ca să acoperim promisiunile făcute. În ceea ce privește creșterea salariului minim, știți, economist fiind, nu pot să spun că nu este necesar ca salariul minim să crească și noi, Partidul Național Liberal, ca partid de guvernament, am dovedit că facem acest lucru și salariul minim pe economie va crește în România, dar discuția fundamentală va trebui dusă din perspectiva economică în acest guvern la cum putem crește veniturile medii ale românilor. Nu salariul minim, venitul mediu. Cu alte cuvinte, cât mai mulți români să intre într-o zonă mai apropiată de salariul mediu, nu să stea pe zona salariului minim. Și aici răspunsul este doar sprijinind economia. Ca o scurtă paranteză despre discuția pe care am avut-o noi astăzi în platou, inclusiv cu numărul de ministere, aș dori să știu opinia publică faptul că cele două ministere de care se discută ca posibile noi ministere în acest guvern sunt Ministerul pentru Mediul de Afaceri, un fel de minister al IMM-urilor, și Ministerul Familiei. Și există câteva motive, dintre care eu am pomenit de mai multe ori astăzi, necesitatea sprijinului IMM-urilor, pentru că sunt coloana vertebrală a economiei. Să știți că numărul cel mai mare de firme, peste 90%, sunt IMM-uri. Bineînțeles că cifra de afaceri generată este mult mai mică decât a corporațiilor, dar ca număr asigură la foarte multă lume un nivel de trai și bunăstare și de aceea trebuie sprijinite. În al doilea rând, în perioada precedentă pe la Ministerul Economiei au fost sistate o grămadă de programe de sprijin a prezenței externe a companiilor românești. Au existat tot felul de justificări, dorințe de a se găsi proiecte noi. Rezultatul este însă, cu toate că, da, știm, nu se țin toate târgurile, că există o incertitudine pentru anul viitor, când în vară poate că unii s-ar mai duce la târguri ca să reprezinte compania și economia românească în același timp, pentru că standurile naționale reprezintă și România, nu doar firmele prezente acolo. Și ca atare este nevoie de o mare, mare revenire sau regândire a acestui stil de sprijin acordat companiilor, absolut necesar, dacă tot vorbeam de deficit comercial, pe componenta de creștere a exporturilor companiilor românești. În ceea ce privește majorarea altor categorii de venituri, da, există discuții. Ceea ce noi vom dori este ca niciodată, în perioada în care Partidul Național Liberal este la guvernare, majorările de venituri să nu se realizeze din pixul și dorința unui politician, fără ca să se țină seama de niște echilibre economice raționale și obligatoriu pentru a fi urmărite. Deci noi dorim
o stabilizare macroeconomică a României, care să infuzeze o bunăstare generală pentru toată lumea. Și o bunăstare generală înseamnă atât investiții, cât și, într-adevăr, majorarea veniturilor. Dar, vedeți, când noi vorbim de majorări de venituri în calitate de politicieni, discutăm în general de majorarea veniturilor celora cărora tu te poți adresa în mod direct. Și aceștia sunt bugetari și cei cu salarii minimi. Dacă noi vorbim de majorarea veniturilor medii din economia națională, trebuie să ne ducem la dialog cu întreprinderile mici și mijlocii, cu firmele, cu mediul de business. Ei, acest echilibru trebuie să fie găsit în perioada următoare, în negocierile care au loc și, bineînțeles, deciziile guvernamentale. Dar aș dori spuneți-le colegilor noastre de partid să găsească acest echilibru, să cheme partenerii la dialog. Eu le transmit și mai le transmit necesitatea clarificării unor divergențe mai ample, pentru că, repet, să nu ne trezim peste câteva luni că apar tot felul de discuții inutile. În România avem probleme importante în zona sănătății, de dus înainte are nevoie de stabilitate în perioada următoare, nu de dezbateri din aceste aprinse. Mă, nu vă supărați, în toată perioada aceasta cei de la USR nu se găsesc să facă nimic mai bun decât să critique că s-a luat o decizie în Senatul României privind un posibil proiect foarte mare de dezvoltare în centrul Bucureștiului, care să fie realizat de către Camera de Comerț și Industrie printr-un parteneriat, și pentru asta este nevoie de un transfer juridic de teren. Aia e singura chestie, când un lucru, dacă s-ar realiza de genul acesta, ar genera poate chiar zeci de mii de locuri de muncă în România. Poate că ar face niște calcule domnul președinte de la Camera de Comerț și Industria României, domnul Mihai Daraban, astăzi a dat un răspuns scurt și foarte bine documentat. Să se uite și câți bani vin la buget din treaba asta. Și atunci vom vedea că lucrurile nu sunt tocmai așa cum cei de la USR le clamează. Deci atât sunt în stare. Și altceva îi nu mai găsesc să spună numai de faptul că se vor pune nu știu ce filme pe taxe pe filme online. Nu știu despre așa ceva, dar știu că pe toate filmele și pe toate producțiile audio-muzicale și așa mai departe se plătesc drepturi de autor, care sunt valabile în toată lumea și sunt esențiale în toată desfășurarea aceasta în media, în zona internetului și așa mai departe. Ei. Da, domnule Oneț, pe solicitările social-democraților, dacă vreți să... Da, am mai spus-o și adineori... Ne-a venit cu măsurile noastre și, până la urmă, cred că trebuie să le îmbinăm. Atât doleanțele noastre, cât și doleanțele posibilor viitor colegi de la guvernare. Și eu cred că se va ajunge la un consens. Pentru că noi am venit cu măsuri sociale, mai mult măsuri sociale rapide, și să le punem în practică pentru a sprijini și pentru a ajuta, încă o dată, repet, trecerea iernii a românilor cu posibilități mai reduse. Într-adevăr, sunt foarte multe lucruri de discutat, trebuie puse pe hârtie acum, ca să nu ne trezim, cum spunea domnul Costea, peste vreo 3-6 luni, că, domnule, acolo nu ne-am înțeles așa. Și cred că există și trebuie să fie responsabilitate. Cei de la USR, din păcate, eu reiterez, pentru că nu am cum, ei cu LGBT-ul, cu domnul Cioloș, deci cam astea sunt problemele cu care se confruntă cei de la USR. Ei, din punctul meu de vedere, și chiar aș fi curios și aș vrea să stau într-o emisiune cu cei de la USR, ei cred că nu, eu așa cred că ei nu doresc dezvoltarea României. Asta este părerea mea și am mai expus-o public, dar până la urmă știți cum e. Totul se contabilizează sau decontează din 4 în 4 ani în momentul în care mergi în fața românilor. Dar eu sper că doleanțele Partidului Social Democrat încă n-au fost expuse toate și în zilele următoare, am înțeles că până vineri trebuie, până apoi mâine trebuie să se termine cu negocierile aplicate exact pentru programul de guvernare, după care să se discute probabil și de portofolii și de funcțiile de ministru, de prim-ministru.
și în cel mai scurt timp, în 18, dacă nu mă înșel, 19 noiembrie, să avem, sau mă rog, să mergem în Parlament să fie votat un guvern. Și eu cred că se va ajunge la acest guvern cu o majoritate clară, o majoritate solidă, ceea ce trebuie României în ziua de astăzi. Pentru că dacă mergem cu o majoritate la limită, este destul de complicat să treci anumite proiecte. Și vedeți dumneavoastră, indiferent cât ar fi, cum să spun eu, interesul național mai presus decât absolut orice, există și orgolii a unor partide politice, așa cum vorbeam de USR, care nu o să voteze, indiferent ceea ce se va propune, dacă n-am fost de acord cu un program național de dezvoltare a localității, a comunelor, a UAT-urilor. La ce să ne așteptăm atunci? Adică acești oameni sunt total pe din afară. Vorbim de primarii de sectoare, care ați văzut și dumneavoastră ce se întâmplă prin București și nu numai. În Timișoara am înțeles că nu există apă caldă, nu există căldură. Adică sunt lucruri grave. Oamenii aceștia nu au făcut administrație, nu știu să facă administrație și s-au lecuit și românii, mai ales cei care au votat USR-ul. A fost așa un val care a trecut și eu cred că nu vor mai intra în Parlament. Așa că partidele puternice, partidele care au un număr semnificativ de parlamentari, eu cred că vor ajunge la un consens, pentru că este al 12-lea ceas, știți? Și președintele României ar trebui să facă un pas mai în spate, să nu se mai implice în negocierile partidelor. Eu cred că sunt oameni acolo cu experiență mare. Și vedem că președintele tace în această perioadă. Păi așa și trebuie să facă. El a ieșit, a zis, domnule, în momentul în care vom avea o majoritate clară parlamentară, după care vom sta la discuții. Eu cred că acum totuși a acționat cât de cât rațional. Adică așa trebuie. Lasă partidele care sunt în Parlament să se întâlnească, să-și expună fiecare punctul de vedere. Bine, acum probabil că nu este o iubire deosebită față de Partidul Social Democrat, dar și-a dat seama că este singura soluție. Deci această coaliție PSD, PNL și cei de la UDMR, probabil că și minoritățile vor vota, din câte am înțeles, și minoritățile vor vota acest guvern dacă se ajunge la un consens. Am văzut expunerea lor că USR-ul nu va vota, din câte am înțeles, cei de la minorități au ieșit și au zis, domnule, o parte nu vor vota dacă vor fi incluși de la USR în guvern. Așa că va exista o majoritate largă, stabilă, vom putea sta jos, vom putea discuta, vom putea lua măsuri, se pot schimba. Am înțeles că s-au discutat și de anumite aspecte legate de modificarea Constituției. Nu cred că este un punct prioritar pentru România astăzi. Dar în viitor, după ce vom trece de această perioadă, după ce vom începe să aducem bani prin PNRR, după ce va începe și programul Angel Salini cu mulți bani, adică în dezvoltare. Adică vă pregătiți de o cursă lungă, să înțelegem. Păi, din câte am înțeles eu, cam asta este ideea. Până la urmă, doamna Stella, știți cum era? Intrau la guvernare 4 ani, mă rog, greu au rezistat într-o coaliție 4 ani în guvern. Veneau cu anumite principii, începeau anumite proiecte, veneau ceilalți, domnule, nu că au făcut respectivii, nu este bun și haideți iară să modificăm. Eu cred că trebuie să se termine, dacă nu există continuitate, în special în infrastructură, dacă vorbim, pentru că aici suntem deficitari, suntem foarte deficitari. Și numai în proiectele importante pentru țară. Dacă nu vor avea continuitate aceste proiecte, va fi o problemă gravă, sincer vă zic. Așa că trebuie până la urmă să stăm jos, să ne dăm mâna. În campanie ne mai certăm că asta este politica, dar până la urmă haide să vedem interesul național. Eu așa am crezut întotdeauna că schimbul acesta de generații poate că va aduce mai multă responsabilitate. Nu știu dacă responsabilizare, dar responsabilitate eu cred că ar trebui să aducă acest schimb de generații, pentru că și la noi s-au făcut mulți oameni au fost, nu vreau să zic înlăturați, dar s-a schimbat garda, dacă putem spune așa, și eu cred în președintele nostru Ciulacu, are o altă viziune, chiar își dorește să facă ceva pentru țară și sper că și din partea partenerilor există același țel, aceea de a dezvolta această țară, pentru că nimic altceva nu poate lăsa un om politic în urma sa decât faptele care le-a făcut în momentul în care a fost un factor decizional.
Deci este foarte important în momentul în care ai ajuns la un nivel foarte, foarte ridicat ca decizii vorbind, în momentul în care ai luat decizii bune, adică le-ai luat cu, dau un exemplu acum, cu PNL-ul, cu DMR-ul sau cu cine nu mai fi luat, ideea este că ai rămas, domnule, ai adus un plus valoare în ceea ce înseamnă, în primul rând, bunăstarea românilor și, în al doilea rând, dezvoltarea țării. Da, să vedem ce își doresc liberalii, ne spune Florin Câțu, președintele PNL. În România, orice venit este deja impozitat. Absolut. Este vorba dacă vrem să penalizăm pe cineva că a avut în viață, că a muncit și că a acumulat active, dacă vrem să penalizăm suplimentar. Mie nu mi se pare normal acest lucru. Dacă e vorba de evaziunea fiscală, bineînțeles că sunt de acord să eliminăm evaziunea fiscală. Dar nu sunt de acord ca românii care muncesc și asumă riscul, investesc și au plătit impozite pentru că au acumulat active de la care au plătit impozite, să venim după aceea să spunem că mai trebuie să mai plătiți ceva pentru că asta e justiție socială. Cu asta nu suntem de acord, dar sunt de acord cu eliminarea evaziunii fiscale la orice nivel, și la nivel mic și la nivel mare. Dar eu am spus de la început că nu vom crește taxele, nu vom crește taxele în această guvernare și ăsta este un principiu la care nu abdicăm. În același timp am arătat că schimbarea paradigmei prin care am alocat mai multe resurse către investiții ne-a ajutat să avem resurse mai mari la buget anul acesta, 40 de miliarde de lei mai mult decât anul trecut. Cu aceste resurse suplimentare putem să plătim și factorii în această iarnă, să subvenționăm și termia către UAT-ul și așa mai departe. Deci este un model economic care funcționează și nu cred că cineva astăzi, după ce acest model economic a fost, să spunem, a fost bifat și a primit girul agenției de rating, să venim să schimbăm astăzi. Ar fi, din punctul nostru de vedere, o eroare. În același timp, e adevărat, sunt discuții despre creșterea pensiilor, creșterea salariilor, creșterea alocațiilor și aici am spus da, noi suntem de acord, am crescut pensiile, am crescut salariile, am crescut alocațiile într-o perioadă de criză majoră când nimeni nu făcea acest lucru în Europa. Și vom face și acum, în contextul traiectoriei deficitului pe care noi deja am anunțat-o. Vom găsi o soluție între noi și după aceea mergem și o prezentăm, doamne președinte, nu mergem fără o soluție la doamne. Da, domnule Ionet, spunea domnul Câțu, Florin Câțu, președintele PNL, că după ce ajungeți la un consens, veți merge și la Cotroceni, la președinte. A, spuneam și eu, până la urmă, trebuie să ajungă la un consens. În cazul în care se va da mâna, trebuie să se meargă cu o singură propunere de premier. Din punctul meu de vedere, ar trebui să meargă toți liderii, cei care vor forma, partidele care vor forma guvernul, să meargă liderii la consultări. Adică să nu mai meargă pe rând. Să părerea mea. Deodată. Adică, domnule, să dea un mesaj de forță, un mesaj de unitate, un mesaj de predictibilitate, dacă tot vorbim așa. Și, domnule, hai că am dat mâna și să facem ceva și să începem să repornim motoarele în țara asta. Eu așa văd lucrurile. Adică, domnule, a fost și a fost, cum a zis președintele nostru, trecem cu buretele tot. Trebuie să vedem ceea ce facem de acum înainte și trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și maturitate. Nu numai politică. Toate punctele de vedere. Așa văd eu lucrurile. Eu cred că dacă vor merge toți, așa frumos, liderii partidelor care vor forma guvernul, nu este nicio problemă, nu se supără absolut nimeni, meargă în fața președintelui, domnule, noi ăștia suntem, ne-am înțeles cu premierul, noi venim cu o singură propunere, așa văd eu lucrurile, să nu meargă fiecare partid cu premier, propunere de premier, că nu mai înțelege nici președintele absolut nimic. Domnule, merge cu o singură propunere, am ajuns la un consens, avem majoritate largă, mare, așa, și să dăm bătaie. La muncă! Da, domnule Costea, vedem că sunteți cam de acord cu socialdemocrații, mai puțin cu impozitarea marilor averi. Acolo se pare că mai aveți de discutat. Există multe divergențe între PNL și PSD, dar în perioada inclusiv în care noi am acum, avut această emisiune. Acum, propunerile acestea nu... Se discută între echipele din cele două partide. Practic se discută non-stop pentru a se găsi soluții. Pe fiecare domeniu în parte. Da, așa este. Pentru că așa trebuie făcut. Atunci când ministerele care sunt pe domenii vor fi lansate în acțiune cu noul guvern, cu un nou program de guvernare, lucrurile vor trebui să fie foarte clare. Miniștrii să știe ce trebuie să facă și secretarii de stat care sunt acolo de asemenea să monitorizeze aplicarea politicilor publice care au fost decise anterior negociate de către partide. Asta este politica.
Eu am o speranță că țara va avea în scurt timp un guvern. Sigur, situația este destul de complicată pentru că în România nu prea avem această cultură a dialogului politic pe termen lung. Dacă ar fi să se discute pe o perioadă îndelungată, îmi voi dori să și țină înțelegerea pe o perioadă îndelungată și tocmai de aceea sunt adeptul unor discuții cât mai profunde în aceste zile pentru ca să fie clarificate lucrurile. Eu m-am bucurat atunci când președintele a ieșit să și explice gândurile sale. Multă lume îl critica pe Klaus Iohannis că nu înțelege ce gândește, ce face, ce dorește. Și îl critica și pentru deplasările dânsului externe sau interne în România, fără să explice exact ce se întâmplă. Atunci când a venit și a explicat clar că așteaptă o majoritate parlamentară conturată cu care să discute și ulterior să desemneze primul ministru, m-am bucurat. Vedeți, astăzi lumea a înțeles gândul președintelui. Partidele se pare că au înțeles și negociază, desigur, cele care doresc să guverneze. Că cine nu vrea să guverneze, nu îl poți obliga cu forța. Au fost chemați de câte ori. Odată când a fost dărâmat guvernul PSD și a venit guvernul național, Partidul Național Liberal. N-au vrut să intre la guvernare. După aceea au intrat, în scurt timp au început să se gândească la ieșire și au ieșit. Acum au fost chemați de multiple ori. N-au vrut. Păi cu cine nu vrea, nu poți. Nici în ruptul capului. Și iată că pentru o majoritate care să fie confortabilă în votul Parlamentului, este nevoie de discuții între cele două mari partide din România, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Eu sper să se ajungă la un consens. Repet, România are nevoie de un guvern stabil. Și de ce este importantă majoritatea? Pentru că inclusiv acele ordonanțe de urgență, chiar dacă ele își produc efectul, ajung în Parlament. Și acolo, ca să fie validate, este important să existe o majoritate care să le susțină. Deci guvernul, pe lângă faptul că este investit, și națiunea de zi cu zi are nevoie de susținerea unei majorități parlamentare. Acum, când noi avem atât de multe proiecte pe care Partidul Național Liberal le-a generat, negocierile care au fost purtate cu succes cu Comisia Europeană și avem Programul Național de Redresare și Reziliență, proiectul de investiții Angel Saligny, foarte important. Gândiți-vă că Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat au aproape 3.000 de primării în această țară. Deci e foarte important ca lumea să înțeleagă importanța dezvoltării comunităților locale. Dovada că până și primarii celor de la USR solicită bani prin acest proiect. Foarte, foarte important. După aceea, banii din bugetul public, din bugetul de stat. Din acest buget vor trebui drămuite lucrurile astfel încât să echilibrăm, repet, creșterea economică cu redistribuirea ca toată lumea să aibă nevoie, să aibă suficienți bani în toate ministerele și cu respectarea, așa cum spunea și președintele Partidului Național Liberal, Florin Câțu adineaori, când l-am ascultat, cum spunea că va trebui să urmărim acea nișă de evoluție a deficitului bugetar pe care am promis-o. Și e obligatoriu să o respectăm. Și pe lângă aceasta va fi urgent nevoie de acțiune în zona fondurilor europene, unde există încă în dezbatere tot felul de programe. Noi suntem într-un nou exercițiu bugetar multianual european. Vor trebui duse la implementare și aceste fonduri europene în România. Deci, surse din PNRR, din Programul de Investiții Național Angel Saligny, din bugetul de stat și din fondurile europene. Și ca atare urmează o implicare maximă a celor din ministere, din instituții ale statului, din administrația publică locală, la diverse nivele, pentru ca aceste lucruri să fie implementate în beneficiul tuturor oamenilor din această țară. Da, avem nevoie de a continua cu autostrăzile, cu drumurile, cu căile ferate, cu zona energiei. Vedeți cât de mare importanță are zona energiei? Noi trebuie să ne bucurăm că vom avea șansa de a dezvolta în continuare centrale nucleare în această țară care asigură o energie curată. Noi va trebui să dezvoltăm energie verde bazată pe resurse regenerabile. Noi va trebui să ne luptăm pentru ca proiectele de exploatare a gazului la Marea Neagră să devină
Da, realitate. Din păcate, domnule Costea, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, mai avem câteva secunde din această emisiune. Aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră cum vedeți această nouă propunere premier prin rotație, domnule Oneț. Nu aș ști să vă dau acum un răspuns clar dacă sunt pro sau contra. Dacă s-a ajuns la această concluzie din partea partidelor implicate, asta e. Sper să se înțeleagă și să mergem. Nu știu care dă prima dată premierul, care partid. Am înțeles că aici sunt neînțelegeri, nu reușiți. Foarte complicat. Bine, acum nu știu exact. Probabil intră și UDMR-ul în această rotație. Am înțeles. Este destul de complicat, sau mă rog, din punctul meu de vedere. Dar orice este posibil. Dacă se va ajunge la un consens... Vedeți posibil ca UDMR-ul să dea primul premier? Nu cred. Domnule Costea. Varianta rotației primului ministru este aplicată și la nivelul Uniunii Europene în anumite instituții, ca să știe lumea. Este posibilă ca atare și în România. În ceea ce primește un prim-ministru de la UDMR, dați-mi voie să spun că de ce nu în anii următoare. Da, domnilor, noi vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre, vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ne-ați urmărit, rămâneți cu Informația TV. Noi ne revedem mâine la ora 20, să ne revedem sănătoși!